Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, a treia zi de criză politică guvernamentală majoră. Avem informații de ultimă oră ce se întâmplă în culisele politicii. Viorica Dăncilă se întâlnește cu liderii PSD la Vila Lac 1, unde va discuta despre propunerea pe care Victor Ponta i-a făcut-o astăzi. Victor Ponta a făcut mai multe, a făcut un tur de forță, discută cu liderii PSD și solicită Vioricăi Dăncilă să-și dea, să renunțe la candidatura pentru președinția României. La schimb, Victor Ponta iar asigura majoritatea parlamentară pentru ca guvernarea PSD minoritară să rămână în picioare. Repet, informațiile sunt că Viorica Dăncilă în această seară va lua o decizie cu privire la candidatura la președinție. Dacă Viorica Dăncilă este dispusă să renunțe la această candidatură, atunci Victor Ponta și ALDE Pro România va susține în continuare guvernul. Astăzi, președintele României, ați văzut, a dat o lovitură necruțătoare guvernului PSD, a respins remanierea guvernului și practic a trimis-o pe Viorica Dăncilă în Parlament să își restructureze guvernul minoritar, pentru că componența politică a guvernului a fost schimbată. Așadar, în momentul de față, zilele guvernului Dăncilă sunt numărate. Sunt numărate în sensul că în 45 de zile maxim doamna Dăncilă trebuie să meargă în Parlament să afle dacă mai are majoritate și dacă mai poate guverna. Este un joc extrem de dur politic. Repet, Ponta șantajează la vedere PSD pentru a obține candidatura pentru Mircea Diaconu. Dăncilă trebuie să-și dea, să renunțe la acea candidatură, Mircea Diaconu să fie susținut de PSD, de Pro-România și ALDE. La schimb, Ponta oferă continuarea guvernării. Viorica Dăncilă se află între ciocan și nicovală. Majoritatea liderilor PSD înclină să o forțeze pe Viorica Dăncilă în această seară, în această noapte, în ideea de a renunța la candidatură și de a păstra guvernarea până la sfârșitul anului, cel puțin. Discutăm despre toate aceste lucruri. Ați văzut și declarațiile doamnei Dăncilă. S-a victimizat Viorica Dăncilă, vorbind despre bărbații de stat care fac declarații și care o presează în ultima perioadă. Invitații mei din această primă parte sunt Sabin Orcan, director Newsweek. Bună seara, Sabin, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Europarlamentarul PNL, Cristian Mușoi, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară. Bună seara, domnule Tomac, la fel europarlamentar. Haideți să vedem lovitura pe care Iohannis a pregătit-o astăzi. Sabin, până avem materialul, ce se întâmplă în momentul de față? Practic curge timpul, da? Iohannis s-a respins remanierea, intrăm în logica în care doamna Dăncilă trebuie să meargă în Parlament, da? Pentru ăștia care au deschis mai târziu... Găsească o majoritate. Pentru ăștia care au deschis mai târziu Constituția, ca domnul Nicolicea, care a făcut dreptul la seral și prin corespondență, să le spunem că articolul din Constituție 85 alineatul 3 spune foarte clar, când se schimbă compoziția politică a guvernului, trebuie trecută remanierea prin Parlament. Ca atare, nu avem ce discuta pe tema asta, întrucât prin retragerea ALDE de la guvernare se schimbă compoziția politică a guvernului. Doi la mână, mă bucur că președintele Klaus Iohannis, care a câștigat un punct foarte important în ochii românilor, uite, nu, eu nu vorbesc de alegerile prezidențiale, în ochii românilor, pentru că de-aia l-au votat 5 milioane de oameni pe Klaus Iohannis, ca atunci când guvernul merge din derapaj în derapaj și din rău în mai rău, să facă ce poate să facă din punct de vedere constituțional ca să se opună. Și din punctul ăsta de vedere, faptul că președintele Klaus Iohannis a ieșit să joace și astăzi s-a comportat ca un președinte jucător, aruncând mingea în curtea Parlamentului, dar atenție, cu argumente valide, votul românilor, de care n-am uitat, de la europarlamentare și de la referendum, toate semnalele partenerilor și aliaților noștri din ultimii ani, inclusiv semnalul de la Casa Albă, da? Unde spre, mă rog, deliciu celor care și-au dat seama din timp că domnul Trump nu e doar domnul Trump, ci reprezintă statul american, s-a anunțat foarte clar că se continuă susținerea luptei anticorupție. De Uniunea Europeană nici nu mai vorbesc, o să vorbească probabil domnul Bușe, unde e clar care este opțiunea lor în ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani în România în domeniul justiției. Deci, din punctul ăsta de vedere, are toate argumentele președintele Klaus Iohannis să facă asta. Cum se va traduce asta în realitate? Va cădea guvernul la vot în Parlament? Vom avea o altă guvernare, una de tranziție? Vor intra la guvernare cei care deja anunță că nu vor să intre la guvernare? Bine, și aici e complicat, că avem doi lideri ai unei construcții politice, nu, care spun unul da, unul ba.
intră la guvernare. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Asta sunt lucruri, rămâne de văzut. Dar eu mă bucur că în acest moment lupta politică nu mai este sterilă și că, într-adevăr, președintele face ceea ce poate să facă, repet, în limitele constituționale, în această situație. Am avut explicațiile președintelui pentru câțiva miniștri. Avem o decizie a Curții Constituționale pentru cei care, repet, au deschis mai târziu Constituția de pe vremea lui Traian Băsescu, a conflictului Traian Băsescu-Victor Ponta, care spune că președintele poate să refuze motivat odată o propunere de ministru. Avem motivațiile președintelui expuse astăzi, le putem comenta. E cert însă că președintele nu e deloc în vacanță și e foarte atent la ce se întâmplă în ograda guvernului. Că vom asista la un război politic în perioada următoare era de așteptat. Vin alegeri prezidențiale, miza e mare, doamna Dăncilă, și cu asta închei, doamna Dăncilă în acest moment nu pare să aibă nicio șansă la turul al doilea la alegerilor prezidențiale. Și de aici trebuie să înțelegem și logica acestui răspuns pe care l-a dat mai devreme, că ea e o femeie atacată de bărbați și cam asta e cheia în care se învârt consultanții doamnei Dăncilă. Nu știu dacă sunt tot aia izraeliene ai lui Dragnea sau alții, dar cert este că doamna Dăncilă joacă la disperare, acum cum se spune în limbaj popular. Așa mi se pare această ieșire. În vreme ce președintele a făcut ceea ce, repet, îi dă voie Constituția, îi dă voie Curtea Constituțională, a refuzat aceste propuneri. Și îi dă, Sabin, scuză-mă, și îi dă și voie jocul politic, pentru că Iohannis astăzi nu avea cum să confirme miniștrii PSD. Din rațiuni și electorale, în momentul de față, cine mai girează guvernarea PSD Dăncilă pierde puncte electorale, este cât se poate de evident. Viorica Dăncilă, pe de altă parte, vă dădeam informația, este șantajată. Și ăsta este cuvântul, este șantajată de Victor Ponta. Victor Ponta dorește ca Dăncilă să renunțe la candidatura la președinție, PSD să-l susțină pe Mircea Diacon, la schimb, Victor Ponta o asigură pe Dăncilă și pe cei de la PSD că o să-i țină în Parlament cu voturile pe care le are el și Tăricianu, atunci când Dăncilă va merge în Parlament la restructurarea guvernului în 45 de zile. Ponta vrea să joace și el în continuare. Haideți să vedem pe Viorica Dăncilă, declarațiile președintelui României, la fel, în oglindă, da, cei doi lideri care s-au confruntat astăzi prin declarații. Sunt convins că un guvern PSD nu este potrivit pentru România și nu poate să rămână în funcțiune. Această guvernare toxică este încă ținută în viață de configurația parlamentară votată în decembrie 2016. Nu accept nici o propunere de remaniere din partea acestui guvern. Nu doar pentru că acest guvern și-a schimbat componența politică, ci pentru că propunerile pe care le-am primit sunt pur și simplu inacceptabile. Așadar, resping în integralitate remanierea propusă de premier. Vom merge în Parlament și vom încerca să obținem susținerea necesară pentru a ne duce mandatul până la capăt. Actualul guvern are nevoie de o nouă confirmare în Parlament printr-o procedură pe care le solicit să o declanșeze. Dacă noua configurație a guvernului va trece în Parlament, eu le spun celor de la guvernare că voi rămâne ferm pe poziția mea de apărător al valorilor democratice, al statului de drept, al modelului de dezvoltare pro-occidental pe care îl merită și îl doresc majoritatea românilor. Nu voi permite PSD să-și bată joc de România și de români. Am văzut lașitatea domnului Tăricianu, am văzut minciunile domnului Ponta, am văzut plângerile penale din partea domnului Orban și jignirile domnului Barna. Am văzut încă o dată atacurile domnului Iohannis. Înțeleg că trebuie să mă lupt cu toți acești bărbați de stat ai României. Dacă vor să dea dovadă de responsabilitate toți cei care înțeleg că această guvernare toxică nu mai poate continua,
există suficiente voturi în Parlament pentru a susține chiar și o soluție de tranziție care să înlocuiască actualul guvern și care să oprească dezastrul actual. Partidele de opoziție, toate, trebuie să aibă un comportament rezonabil în caz de criză. Viorica Dăncilă nu poate renunța la funcția de prim-ministru, nu își poate da demisia pentru că are nevoie de platforma asta pentru că a candidat la președinția României. În esență, tot războiul pe care îl vedem are legătură cu alegerile prezidențiale. Domnule Bușoi, deci, tehnic, doamna Dăncilă trebuie să meargă în Parlament. Așa se va întâmpla. Da. La fel de tehnic și matematic, nu are voturile necesare după ieșirea Albert. Ceea ce cere Constituția. Aici nu cred că e nimic de discutat, de negociat. Chiar dacă unii încearcă să facă din alb-negru și din negru-alb, sunt doar niște opinii cu totul și cu totul. Și dacă va refuza? Marginale. Păi, e deja o încălcare gravă a Constituției, a legilor. Sunt niște sancțiuni în România pentru încălcarea gravă a legilor și astea sunt destul de evidente dincolo de sancțiunile politice. Dar nu, înțeleg, cred că și în fragmentul prezentat de dumneavoastră nu e o discuție nici măcar în discursul doamnei Dăncilă. Spune că va merge în Parlament. Cum va asigura majoritatea? Evident că e foarte greu să o facă. Dacă în 26 mai PSD a pierdut sprijinul românilor în mod evident și s-a văzut că după 2 ani și jumătate de guvernare catastrofală, așa cum foarte bine a descris-o astăzi și președintele Klaus Iohannis, scorul a fost unul extrem de prost, extrem de slab, meritat pentru guvernarea dezastruoasă pe care au avut-o. Iată că în aceste zile a pierdut și majoritatea formală în Parlament. Poate încerca să meargă cu o nouă formulă. Cel mai corect ar fi fost să își dea demisia. Cel mai corect, și iarăși revin la discursul de astăzi al președintelui Iohannis, ar fi fost să-și dea demisia după 26 mai. Sunt cazuri în alte țări europene mai avansate ca democrație, cu oameni politici mai responsabili, care după un vot la alte alegeri decât alegerile parlamentare, chiar la alegerile europarlamentare, cazul Greciei și nu doar al Greciei, au decis să reseteze, să ceară alegeri anticipate, să meargă din nou în fața poporului, să existe o formulă în Parlament și guvernamentală care să exprime voința de acum a electoratului român. Nu trebuie să mai stăm încă un an de zile când lucrurile sunt atât de clare că față de momentul 2016 opțiunea românilor s-a schimbat în mod radical. Nu au făcut-o atunci, văd că nici astăzi nu înțeleg să plece, să-și dea demisia, sunt obligați să vină în Parlament, cred că nu vor strânge majoritatea necesară. Și altfel, sigur, scenariul pe care dumneavoastră... Întrebarea este naturală, după ceea ce se întâmplă, după ce Viorica Dăncilă pierde, unii spun că dacă nu va trece restructurarea prin Parlament, rămâne în continuare la Palatul Victoria. Rămâne... Nu este un vot de cădere a guvernului, acest vot. Dar guvernul acesta devine interimar, nu mai poate da ordonanță de urgență, iar din acel moment președintele are toate argumentele constituționale, legale, să cheme partidele politice la consultări și în urma consultărilor să se degaje o nouă formulă care să ceară un vot în Parlament. Păi care este noua formulă, Eugen Tomac? Facem o dezbatere. Care e noua formulă? Este PMP, PNL, sunteți aliați tradițional în Parlament, din câte înțeleg, este USR și este Ponta cu ALDE. Bun, deci dumneavoastră ar trebui să guvernați după Dăncilă. Nu, pe Ponta nu puneți în opoziție, pentru că Ponta toată ziua nu joacă propriu. El e în opoziție cu... A fost cu Dragnea, acum e cu PSD Dăncilă, dar el joacă după cum îi dictează interesul. Însă ceea ce este evident este un lucru extrem de clar. Guvernul actual este moarte clinică. Ăștia o țin pe Dăncilă pe pastile și o mint că mai au șanse să rămână la Palatul Victoria și nu înțeleg că din punct de vedere democratic acest guvern nu mai are suport și cel mai decent în criză politică, când un om politic conștientizează că nu se mai poate baza pe Parlament, vine și își prezintă demisia. În mod normal, după europarlamentare
un partid care ia bătaie, își dă seama că nu mai are suport popular sau cel puțin vine cu o altă formulă guvernamentală dacă are suport în Parlament. Bun, Eugen Tomac, dar în esență Cristian Bușoi a sintetizat lucrurile astea și sunt ok. Ce facem mai departe? Suntem la momentul în care restructurarea cade, Viorica Dăncilă trebuie să plece votul, guvernul și PNL-ul are obligația. Nu, doamna Dăncilă a spus acum câteva minute, ați văzut că nu pleacă. Bun. Deci vom avea o criză guvernamentală. Nu pleacă. Ce se întâmplă mai departe? Vine moțiunea de cenzură. Doar moțiunea și demisia o trimit pe Dăncilă în afara Palatului Victoria. Moțiunea trece. Ok, și ce se întâmplă mai departe? Președintele trebuie să numească un nou premier. Ok, și mai departe cine face majoritatea? PNL-ul, care este partidul cel mai mare, investit cu cele mai multe voturi la ultimele. Asta am stabilit. Da. Mai departe cine? Bun, depinde ce va dori să facă PNL-ul. Eu știu care sunt calculele. PNL a anunțat de 3 zile că își asumă guvernarea. Noi votăm moțiunea, asta este clar. PMP-ul este ok, Traian Băsescu aseară a spus că merge pentru susținerea unui guvern. Mai departe? USR Plus au spus domnul Barna... Nu, vor. Nu e adevărat. Domnul Barna a spus ba, domnul Cioloș tocmai a spus da. Deci, acolo nu sunt încă tranșate. Mai mare decât Cioloș, pe forță politică. Am înțeles, dar nu e vorba Cioloș de asta. Cioloș nu e în Parlament, Sabin. Nu, dar e o construcție politică care contează pentru ei la viitoarele alegeri. Dar, domnul Mănăstire, eu vreau să vă spun așa, dacă să discutăm și o chestie serioasă. Domnule, chestia serioasă e că de 30 de ani, clasa politică din România, cu două, trei momente de excepție, în care a trecut Constituția așa, aproape că necitită, în Parlament, noi nu am discutat foarte serios despre necesitatea și oportunitatea de a modifica foarte clar Constituția României, astfel încât, eu nu sunt jurist, dar am stat de vorbă cu juriști, cu constituționaliști, astfel încât în România să avem un instrument simplu, un exercițiu simplu, care conferă mai multă putere cetățenilor decât politicienilor. Instrumentul simplu se numește alegeri anticipate. Cum? Mă veți întreba cum? Și anume, după orice moțiune de cenzură, au loc alegeri anticipate. Nu că să fie că parcă că o fi, că stai să mai merge de vreo două, trei ori la Cotroceni și propune niște premieri și să-și găsească la după aia majoritate în Constituție, în Parlament, cum este acum. Nu! Să propunem o măsură corectă, radicală, care să readucă România la principiile democratice interbelice. Și e corectă, pentru, da, viitor. Pentru viitor. Ce facem cu țara acum? Dom'le, pentru 45 de zile. Dacă ar exista, o fărâmă de... În campanie electorală. Da, nu știu de ce pastile vorbea domnul Tomac, eu cred că pe energizante o țin pe doamna Dăncilă și poate și pe lecitină, dar repet... Dacă ar exista o fărâmă... Nu legăm de sănătatea nimănui. Nu, domnule, acum... dar nu, tocmai, n-am spus energizante, nu sănătatea pastile. Sănătatea e importantă pentru toți. Energizante, nu pastile. Astea sunt, da, la liber, nu sunt ce medicamente. Ce facem cu țara, Sabin? Să verticalizăm discuția. Deci, pentru că... Nu știu ce facem cu țara. Știu că în acest moment, dacă ar exista o fărâmă de bun simț la PSD, ar propune o soluție despre care vorbea domnul Tomac mai devreme, o nouă guvernare. Viorica Dăncilă acum câteva minute, nu, deci nu există fărâma de bun simț. Ok, atunci mergem mai departe. Vom vedea ce se va întâmpla în Parlament. Va trece sau nu moțiunea de cenzură? După care va trebui formată o nouă majoritate. Probabil că majoritatea va fi una conjuncturală, nu una bazată pe interese comune. Conjunctural înseamnă, România ne amintim, înseamnă broaștele râioase pe care politicienii trebuie să le înghită, înseamnă soluție imorală, înseamnă coaliții cu persoane sau partii de formațiuni cu care, da, nu ești de acord, Ponta și Tăricianu, doar pentru a guverna țara strict administrativ până la următoarele alegeri. Adică mai puțin de un an. Dar, adică un an de zile. Dar, repet, dacă vrem să avem o discuție serioasă, să o pornim de acum și viitoarea majoritate parlamentară rezultată din alegeri să propună, da, da, asta o soluție peste un an, Sabin, păi ce face cu țara acum? Silviu, nu vom discuta despre asta acum, nu vom discuta înainte de alegeri și după alegeri vor uita încă 4 ani să modifice Constituția. Rezultatul este că oameni care au pierdut încrederea populației, cum este PSD Dăncilă, nu pot fi dat jos de la putere din calculele meschine fie ale celor aflați la putere, fie ale celor aflați în opoziție. La adică cine te referi din opoziție? Dom'le, la aia care spun că nu vor să guverneze. La aia care spun guvernați, da, în locul nostru. Cu subiect și predicat. La USR Plus, care spune că... Îmi pare rău. Nu vreau să am această discuție în lipsa domnului Barna sau unui reprezentant al USR. Pot colegii să încerce o legătură telefonică. Da. Adică eu sunt corect, dar vreau să fiu până la capăt și să întermin această idee. Și anume, dacă nu vom discuta serios odată pentru totdeauna despre această situație, vom avea tot timpul
situații în care o guvernare ajunge să aibă 20% încredere în populație, 80% din populație să fie împotriva acelei guvernări, de aia să nu poată fi dată jos. Sabin, discuția este mai tehnică, dar... Nu, e mai tehnică. Și Silviu. Macron are 18% în Franța, ce să-și dea demisia? Nu, Silviu Mănăstire, Macron nu se compară cu Dăncilă. Ceea ce avem azi în România nu mai e democrație și sistemul se numește, de la scriitor englez din secolul XVII, se numește cachistocrație. Cum? Da, cachistocrație. Cachistocrația este guvernarea celor mai răi, celor mai incompetenți și celor mai lipsiți de scrupule dintre cetățenii unei țări. Asta este astăzi în România. Sub aparența unor alegeri democratice am adus la guvernare niște analfabeți, niște oameni care nu știu să spună două fraze în limba română, niște șoferi care au devenit peste noapte miniștri. Ăsta este actualul guvern al României, care este cel mai prost guvern din istoria României. Rețineți, mai prost decât toate guvernele pe care le-a dat FSN, PSD, PDSR, chiar și Partidul Comunist. Dar vestea proastă, guvernul Dăncilă e mai prost intelectual decât guvernul Dăscălescu, domnule Mănăstire. Și când am ajuns aici și poporul spune pleacă și tu nu pleci pentru că ai șoriciu gros, atunci trebuie să inventăm o instituție constituțională ca cineva care este și nesimțit și incompetent și răuvoitor să plece acasă în urma unei moțiuni de cenzură. Nu hai să ne facem că democratic mai găsim vreo 2-3 majorități. Nu, domnule. A fost moțiune de cenzură, ai plecat acasă ca în perioada interbelică. Vin noi alegeri și vedem cine le câștigă. Le câștigă PNL, le câștigă USR, le câștigă PMP, habar n-am. Dar altfel vom avea această minciună în care ne mințim singuri că țara nu se știe de cine e guvernată, nu știm ce majoritate avem, dar nu vrem să ținem alegeri. Dar de ce să nu ținem, domnule, alegeri? Domnule Bușoi, Dăncilă poate să rămână până după alegerile prezidențiale? Adică, nu știu, de Moș Nicolae, da? Prima sărbătoare importantă de iarnă. Ne prinde cu Dăncilă sau fără Dăncilă? Că până la urmă, lumea îmi scrie și pe internet, pe Facebook, pe Dosar de Politician, domnule, până la urmă ce se întâmplă? Spuneți-ne ce se întâmplă cu țara și o guvernează. Eu astăzi nu văd nicio posibilitate practică, concretă, prin care acest guvern poate să rămână. Sunt două încercări de care nu poate trece, cel puțin asta arată aritmetica parlamentară. Și dacă gestul de rupere al ALDE și ceea ce clamează liderii noi alianțe pro-România ALDE sunt chiar lucruri serioase, pentru că, mă rog, am mai avut surprize în trecut la alte moțiuni de cenzură în care nu ne-am putut baza. ALDE era într-adevăr într-o formulă guvernamentală, nici nu aveam foarte multe pretenții, dar pe alți dizidenți sau parlamentari care își exprimau public nemulțumirea față de PSD, față de Dragnea, față de guvernul de la acel moment. O încercare este această nevoie de a merge și de a obține sprijinul a 233 de parlamentari pentru o nouă formulă guvernamentală, pentru că s-a schimbat componența politică a guvernului, nu mai avem componenta ALDE în guvernul României și, sigur, o moțiune de cenzură... Pe care o depuneți. Pe care o depunem în funcție și de calendarul acestei reinvestituri. Circulă discuții în PNL, cred că le cunoaște și Eugen Tomac în zona opoziției. Dumneavoastră sunteți de opinia că PNL trebuie să își pună prim-ministru sau să se meargă cu un cabinet tehnocrat? Este nominalizat chiar numele lui Emil Curezeanu, da, ambasador României la Berlin, ca viitor posibil premier tehnocrat care să facă un tampon de câteva luni până la legile locale și parlamentare de anul viitor. Deci locale și parlamentare să fie împreună, să fie anticipate pentru parlamentare, da, cu 6 luni, și Emil Curezeanu, după căderea guvernului Dăncilă, să preia un guvern tehnocrat. Această decizie de a asuma o guvernare, de a asuma funcția de prim-ministru, în mod evident trebuie discutată în primul rând în interiorul PNL. N-am avut această discuție nici informal și nici în sforurile statutare. În al doilea rând trebuie discutată cu președintele României, pentru că orice decizie pe care o ia Partidul Național Liberal în aceste săptămâni, în aceste luni, sigur trebuie să fie în primul rând pentru stabilitatea României și pentru binele românilor, dar în același timp, ținând cont de faptul că suntem într-un parteneriat și susținem candidatura președintelui Klaus Iohannis și oricum președintele României este actorul important în tot ceea ce înseamnă procedurile constituționale, în tot ceea ce am discutat până acum, trebuie să avem o consultare foarte serioasă cu președintele României. Și totul ține de cum se configurează o majoritate parlamentară, pentru că, așa cum bine s-a spus astăzi, chiar dacă a pierdut
majoritatea PSD-ul nu mai are susținere în Parlament odată cu ieșirea ALDE din guvern și din majoritatea parlamentară, avem totuși o aritmetică în Parlament destul de complicată. Și românii nu trebuie să uite că suntem totuși în situația în care avem Parlamentul votat în 2016. Da. Cu acel scor nemeritat de mare pentru PSD, cu acea demobilizare pe zona actuale opoziții, chiar dacă la alegerile europarlamentare noi am luat 28%, la parlamentare am luat 20%, chiar dacă USR a luat 22% acum, la vechile parlamentare a avut 8%, deci aritmetica din Parlament nu seamănă cu rezultatul la alegerile europarlamentare de acum câteva săptămâni. Și sunt convins că telespectatorii, cei care ne urmăresc, știu bine acest lucru. Deci sunt câteva condiții, câteva situații care trebuie foarte bine analizate. Emil Curezianu, scuzați-mă, ne-a dat o replică prin intermediul producătorului. Nu-l interesează funcția de prim-ministru pe Emil Curezianu, ambasadorul României la Berlin. Evident, numele lui a fost vehiculat pe surse din interiorul Partidului Național Liberal. Să nu credeți că inventăm informații aici adosate de politician. Domnia sa este un diplomat extraordinar, dar ocupă un post foarte important pentru România. Discuția rămâne în picioare să în sensul, fie altfel. În sensul următor, Eugen Toma. Discuția rămâne în picioare, dar nu rămâne în picioare în ce sens? Și nici nu trebuie să facem foarte multe speculații. Trebuie avut o discuție în PNL, trebuie avut o discuție cu președintele României, trebuie în același timp să vedem ce cred celelalte forțe politice. Întrebarea era următoare. Guvern politic sau tehnocrat? Domnul Mănăstire, politica nu este facultativă. Când intri și candidezi pentru o funcție politică, le spui oamenilor că ești capabil să vii cu soluții pentru a le schimba viața. Și de regulă vrei și vot ca să mergi la guvernare. Bineînțeles. Să conduci țara. Asta e esența. Și scuzați-mă, momentul... mică paranteză ce spunea Sabin legat de Barna. Genul ăsta de politică în care vrei să te stăm bagi... Stăm să-și rupă gâtul, da? Unul că... Cu ocazia asta poate avem și noi șansa să creștem. Nu, politica nu, stați, înseamnă stați, stați asumare. Un pic, nu, n-am spus asta, stați nu. Un pic. Eu nu cred că asta e o decizie definitivă a USR Plus. Eu cred că dacă se va forma o nouă majoritate, USR Plus, că vrea sau că nu vrea domnul Barna, că nu e singur totuși pe lume domnul Barna, nu, că nu e pe persoană fizică, cred că USR Plus va fi alături de PNL, de PMP și de alte partide și va forma o nouă majoritate. Nu cred că domnul Barna a spus-o în sensul definitiv, e decizia mea, eu sunt dictatorul absolut, nu mai mișcă nimeni. Dovadă reacția domnului Cioloș și a unor membri, lideri, USR, pe care i-am urmărit în minutele înainte să intrăm în emisiune pe Facebook, care spun deja în direcția asta. Nu cred că așadar, cei de la USR vor spune, preluați voi treaba și noi stăm pe așadar, margine. Așadar, guvern politic, da, în opinia dumneavoastră. Deci, într-o situație de criză politică, pentru că nu suntem în situația anului 2015, când se produsese o catastrofă, o tragedie și exista o ruptură puternică între clasa politică și societate. E o criză politică, un guvern care a nenorocit această țară în ultimii 3 ani de zile, își trăiește ultimile zile, este moarte clinică și bineînțeles că soluția tot una politică este. Sigur că depinde foarte mult ce își dorește partidul care are, da, cele mai multe voturi, domnule, în opoziție Toma, astăzi. Problema este următoare, că soluția asta politică vine la pachet cu broaștele enunțate de Sabin. Stai, adică să stai la masă cu Tăricianu din păi nou, asta e problema. Cu Ponta din nou, aritmetica. Cu ăștia de la UDMR. Nu, domnule președinte Domac, aritmetica, domnule, în acest moment, PNL, USR Plus, presupunând că se răzgândește totuși domnul Barna după această declarație un pic... cam hazardată. Și PMP nu au împreună, chiar și cu UDMR și cu minoritățile, nu au împreună majoritatea confortabilă ca să treacă o moțiune de cenzură. Trebuie să accepte niște voturi de la, deja, coaliție ALDE Pro-România. Nu mai există ALDE singur și Pro-România singur. Trebuie să discuți cu această construcție. Această construcție care este un nou USL. Mai mititel. Este un nou USL. Adică un domn care se dă cu papion, care se dă liberal, și un domn care se dă social-democrat, domnul Ponta. Trebuie să discuți cu acest USL ca să ai voturile necesare unei moțiuni de cenzură și investirii unui guvern. Alminteri, revenim la... Nu e de noaptea minții Sabin Tăicianu, iese de la guvernare, ca după aceea să voteze un alt guvern peste un an și peste o lună e și jumătate și intră din nou la guvernare Tăicianu cu Ponta de mânuță? Păi asta e problema. Și îl citeam, pentru că din când în când mai îmi pun niște mânuși chirurgicale și o mască pe față și citesc diverse bloguri. Cum
e blogul lui Dan Voiculescu, da? Și îl citesc pe domnul care se dă profesor Voiculescu și care a fugit cu banii securității. Știți, domnul Voiculescu de la Crescent ăsta, care a făcut pușcărie și care nu e patron de televiziune. Nu știu, îi faci un proces de intenție, mă obligă cineva să-și cer dovezi. Ce, că a făcut pușcărie sau ce? Nu pușcărie, mă refer cu banii. Cu banii securității? Cu banii, păi, securității, sunt, da, domnule, cărți scrise, nu am spus eu. A, deci citezi în anumite cărți, da, da, ok. Cu documente chiar, e și o anchetă a BNR. Deci domnul blogger Dan Voiculescu spune, da, într-o ultimă postare pe blog, că a fost acuzat că el în spatele acestui USL mai mic, Ponta Tăricianu, inclusiv cu candidatura lui Mircea Diaconu, și el spune, nu, domnule, că nu e cu acest proiect. Nu pentru că n-ar fi de principiu, el vrea asta, stânga-dreapta, să guverneze cu 70%. Asta e visul lui. Cea mai cretină construcție politică din ultimii 30 de ani, USL-ul. Și el vrea să guverneze oamenii ăștia cu 30%, 70%, să nu existe stânga-dreapta. Dar el spune, nu că n-ar fi de acord, dar că ăștia n-au un proiect serios. Deci până și Voiculescu spune, bine, n-au un proiect serios că nu l-au întrebat pe el, pe domn profesor, să-i ceară lui aprobarea. Că lucrurile în România, știi cum e, pe la Voiculescu trebuie să treacă toți, ca să Voiculescu să le dea binecuvântarea. Din păcate, și Mircea Diaconu este creația mediatică, el fiind un actor bun, da? Bunicel, dar depinde, este un este europarlamentar, depinde, Antena 3. Creația politică a Antenei 3 și a lui Dan Voiculescu, ce atâta? Alianța dintre ALDE și Pro-România seamănă cu USL ca și construcție politică și ne duce în acea direcție. Din păcate, repet, aritmetic, PNL, PMP, chiar și USR Plus. Dacă păi și atunci acum să guverneze cu ăștia, Sabin? Nu știu, PMP, de avarie. PNL și așa mai departe. Doar cum de avarie. Păi nu înțelegi. Păi dar cum să guvernezi cu Dăncilă, nu poți să stai la masă cu oamenii ăștia pentru că o să te înjure electoratul. Între asta trebuie să alegem. Între ca și oamenii... asumă liberalii lucrul ăsta, domnule Bușoi, vă asumați lucrul ăsta, să stați la masă din nou cu Ponta și Tăricianu pentru a salva România, pentru a da un guvern stabil, politic, da, până la urmă. Stați la masă cu Ponta și Tăricianu? Pentru o moțiune de cenzură, sigur, deja e o decizie că trebuie să pornim moțiunea de cenzură doar când vom avea convingerea clară că noua alianță care a apărut în aceste zile votează, chiar semnează, chiar își asumă semnarea unei moțiuni de cenzură. Din acest punct de vedere, nu avem o problemă pentru că trebuie să avem majoritate de dărâmare a actualului guvern. Dacă primul demers trebuie să fie al moțiunii de cenzură, dacă se pornește repede procedura de investire a unui nou guvern pe o altă cale constituțională, evident că trebuie să ne mobilizăm ca această investitură să nu primească 233 de voturi. După aceea, dacă vreți acum să vă răspund pentru un nou guvern, pentru o nouă majoritate, e prematur să vă spun ce vom face. Aritmetica parlamentară însă nu îți oferă foarte multe opțiuni. Cred că un guvern de tranziție pe care deocamdată nu cred că l-are nimeni creionat, dar despre care făcea referire chiar și președintele României astăzi, exact, în condițiile în care n-ar trece votul acesta de investitură, ceea ce e situația cea mai probabilă. Ne rămâne doamna Dăncilă. Rămâne sub formă, sub titlul de interimat. Uitați-vă, da, pe deciziile, da, curții, exact, pe Constituția, știu, României. Rămâne cât poate să rămâne doamna Dăncilă interimat după ce trece moțiunea de cenzură. Nu știu exact termenul, trebuie văzut foarte șarpe. 40 de zile, cât poate rămâne? Oricum, nu poate rămâne, nu poate rămâne pe, domnule, nu poate rămâne pe un termen nedefinit. Domnule Bușoi, o întrebare. Stați un pic. Haideți să nu sărim de la una la alta. Ați spus un guvern de tranziție. Am fost atent și mai devreme la mesajul pe care l-a transmis. Nu, a spus președintele, dar vorbea mai devreme domnul Bușoi de un guvern de tranziție. Haideți să definim ce înseamnă guvern de tranziție. Eu mă tem de termeni ăștia foarte vagi. Am avut un guvern oarecum de tranziție tehnocrat după demisia lui Ponta, așa nume guvernul Cioloș, care s-a dovedit din punct de vedere strict electoral al rezultatului de după o catastrofă. Nu mă refer la prestația guvernului, care a fost net mai onestă prestația guvernului Cioloș, cu toate gafele făcute la guvernare, decât guvernul precedent. Eu mă refer la faptul că PNL a plătit acest preț la următoarele alegeri parlamentare, punând un guvern care nu era de fapt nici al PNL-ului 100%, nici al PSD-ului, și mă întreb ce înseamnă guvern de tranziție. Veți face la fel ca în guvernul Cioloș, veți păstra, veți aduce și oameni din PSD sau din Pro-România, veți aduce în guvern oameni din ALDE, vă veți negocia funcțiile inclusiv la nivelul mai profund al societății românești, la modul, hai acum dacă toți suntem la guvernare un an să ne negociem și niște poșturi de inspector.
director șef la poliție, hai să ne negociem și niște posturi pe teritoriu. Păi, hai da, și toate agențiile statului sunt ocupate de PSD-iști. Păi, acum, Sabin, acestea... păi schimbăm pe PSD-iști sau nu mai schimbăm? Dom'le, am o întrebare, am pus o întrebare, n-am dat cu parul, întrebarea este ce înseamnă guvern de tranziție? Cum se traduce asta în felul în care veți popula acest cabinet și instituțiile care sunt în subordinea cabinetului? În ceea ce înțeleg eu astăzi, un guvern de tranziție este un guvern care s-ar forma după o cădere actualului guvern, prin moțiune sau prin eșecul unui vot de încredere pe o nouă formulă guvernamentală și o nouă configurare a Parlamentului. Că va fi pe alegeri anticipate, așa cum își dorește Partidul Național Liberal și așa cum ar fi corect și moral, că ar fi la alegerile la termen, va fi o perioadă de maxim un an de zile în care cineva trebuie să conducă România, altcineva decât PSD. Că acest guvern va fi unul tehnocrat, dar nu în modul în care l-ați descris dumneavoastră, pentru că nu cred că trebuie să repetăm greșelile din trecut. Că va fi un guvern politic doar cu o parte a actualei opoziții. Că o să vă dau un exemplu. Adică vine ALDE România la această negociere cu celelalte partide și începe negocierea așa. Dom'le, uite, noi am vrea... Eu știu ce le place lor de la ALDE. Lor le place tot timpul că e foarte bună domeniul ăsta. Le place energia și le place economia. Lor le place energia. Business-ul le place. Business-ul, domne, da. Și vine Luponta și spune, domne, finanțele, de exemplu. Vine Tăriceanu. Poți și zice, domne, da, sau poate îi place lui Chițoiu. Și ce, domne, vine Tăriceanu și domne, îl punem pe Chițoiu la finanțe, că uite, un băiat specialist de mare viitor. Sigur, el a fost scăpat de votul Parlamentului ca să nu ajungă la pușcărie, dar e un băiat de mare viitor și un creier, e eminența cenușie a ALDE. Vine Ponta și vă propune pe cineva la un minister. Și eu vreau să înțeleg asta. Veți face această negociere om cu om, post cu post, fără să țineți cont de nimic, doar pentru a trece acest guvern de tranziție? Că asta cred că e și sensul întrebărilor lui Silviu Mănăstire. Nici el nu înțelege cum va arăta coloratura acestui guvern. Adică va fi un guvern compus la negociere strict pe algoritm, nu, așa? Acum, evident că suntem deja foarte departe. Trebuie prima dată să vedem cum cade actualul guvern. Foarte posibil. În al doilea rând, eu cred că orice formulă, guvernamentală, și cu asta închei pe domnul Tomac, orice formulă guvernamentală trebuie să plece la niște principii profunde și nu la niște târguieli de genul pe care le-ați amintit noastră și care poate s-au întâmplat în trecut. Așa, dar vă așteptați totuși de la ALDE să vă ceară niște ministere. Pot să ceară, nu știu dacă. Mergem prea departe. Și eu cred că mergem prea departe. Dar Sabin Orhan v-a spus, numai mâine nu iasă. Nu, mergem prea departe. Realitatea este cât se poate declară. Adică? Guvernul nu mai are susținere în Parlament. Asta știm cu toții. Dom'le, să plece. Ce facem mai bine? Vine, dom'le. A doua zi. Există varianta, domnilor, organ. Deci nu e nicio problemă. Depinde când se întâmplă această răsturnare. Că poate doamna Dăncilă mâine la prima oră apare așa o lumină. Avem și spune, o scurtă intervenție telefonică, Rareș Bogdan, prin vicepreședinte PNL. Bună seara, domnule. Bună seara. Dezbaterea este extrem de încinsă, da? Domnule, deci guvern politic sau guvern de ăsta interimar, de tranziție, care să aibă o coloratură tehnocrată? Aproape că îmi vine să vin de la sediul din Modrogan, unde mă aflu acum, să fiu alături de colegul și prietenul meu, Cristian Bușoi, zic pentru mi-era că... Mi-era frică că vii să îți dau locul de moderator. Nu, dar este senzațională dezbaterea. Trebuie să recunosc că pentru 30 de secunde am fost de-a dreptul invidios pe dumneavoastră în sens pozitiv, pentru că mi-am amintit de postura mea de moderator, mai ales că toți cei care sunt în studio în momentul ăsta au fost invitații mei și am făcut emisiuni excepționale. Acum, revenind la ce se întâmplă, l-am văzut și pe Sabin extrem de radical și dur. Sigur, Sabin, acolo ar trebui întrebat cum, ce se întâmpla săptămâna la OS Terminal sau ce se întâmpla cu companiile de energie, cei din ALDE, și domnul Chițoiu, și domnul Gerea, și ceilalți. Iar legat de poziții, Cristi Bușoi e un om elegant, un om educat și nu o să vă spună direct că noi nu o să stăm de vorbă și nu o să negociem niciodată poziții în guvern cu personaje din ALDE sau din alte formațiuni. Adică lucrurile sunt extrem de clare. Nu o să ne apucăm să facem un cocopac sau un cocopo care să ne ducă să arate românilor cum partidele politice se bat pe funcții și nu pe competențe. Dar eu m-aș referi puțin la discursul profund mincinos pe care doamna Dăncilă, care în
continuare consideră pe români extrem, extrem de proști, inclusiv pe cei care au votat PSD, l-a rostit în urmă cu ceva timp, pentru că doamna Dăncilă s-a victimizat. Sigur, a vorbit despre faptul că este femeie, că domnul Iohannis nu e bărbat, dar uitând să spună doamna Dăncilă că dânsa este, orice ar fi, că e sigur o doamnă, o mamă, este extrem de incompetentă. Că nu are habar de ce înseamnă economia. Că nu pricepe pur și simplu ce îi se întâmplă. Faptul că nu pricepe ce îi se întâmplă dânsei nu ne interesează în mod deosebit, dar faptul că conduce guvernul României, care trebuie să se ocupe de destinele a peste 20 de milioane de oameni din această Europa și din această lume, este extrem de grav. Au existat femei în istorie care nu s-au ocupat de rușine și de ridicol și au acceptat să troneze frunta unor incompetenți pe care să-i și întreagă. Gândiți-vă că de-a lungul timpului, sigur că doamna de ce se poate compara și cu cine dorește ea din istoria Europei, dar nu cred că acele doamne... Sabin Orcan, te rog să intervii, facem o dezbatere. Gândiți-vă că realizările lui Dăncilă sunt o gaură de aproape 4 miliarde de euro. Da. Rareș Bogdan, îmi permiți... Adică 50% mai mult decât în 2018. Da, îmi permiți, Rareș Bogdan, numai o secundă. Da. Sigur, am și eu batistuță, dar îți promit că nu candidez la nimica până când o să mă pensionez, nu cred că mai așa de mult, și când o să mă pensionez nu o să îi mai deranjez nici pe domnii, nici pe domnul Bușoi, nici pe domnul Tomac și probabil nici pe domnul Mănăstire. Dar vreau să spun un lucru. Dom'le, eu nu am fost dur, Rareș Bogdan, eu încerc să înțeleg ce se întâmplă într-o situație concretă. Că eu sunt jurnalist, domnule, eu n-am mize. Nu, eu încerc să înțeleg. Un om ca asta, dacă mă lași să termin propoziția, îți promit, Rareș Bogdan, îți promit că... Nu poate cere PNL să stea la masă cu alte. Eu am o întrebare foarte simplă și uite, reformulez. Poate n-am fost destul de explicit și n-am un reproș și ne-ai aduce că nu e domnul Bușoi sau domnul Tomac vinovat pentru situația guvernării. Dar am o întrebare foarte simplă. Domnule, am o întrebare foarte simplă. Vine, vă duceți la aritmetic, vă duceți în Parlament și aveți nevoie de moțiune de cenzură. Aveți nevoie de încă 20 de voturi. Voturile alea sunt la ALDE, ALDE Pro-România. 30. Da. 30. Și, okay. ALDE Pro-România are alea 30 de voturi care vă trebuie ca să treceți moțiunea de cenzură. 30 numai... Pro-România și 30 alte. Da. Numai... 60. Da. 60. Numai puțin... Rareș Bogdan, și vă duceți la o negociere și băieții aia doi vin la masă, domnul Tăricianu cu papion și domnul Ponta cu mânecile suflecate, și zic așa: păi, de acord, uite, votăm moțiunea de cenzură, facem un guvern de tranziție, dar am vrea și noi următoarele două, trei posturi. Îl vrem pe, nu știu, Gerea la energie, pe Chitoiu la finanțe. Păi, eu întreb asta, între a trece voturile și moțiunea de cenzură și a accepta aceste condiții, ce veți face? Asta l-am întrebat pe domnul Bușoi, nu l-am făcut vinovat de ceva. Nu, aici e vorba de interesul ca România să meargă înainte. Situația României astăzi este extrem de gravă. Și se vede în cifrele pe care ni le oferă sau nu domnul Ghizdeanu. Da, Rareș Bogdan, și cum merge mai departe România? Asta era întrebarea. Simplu, atât domnul Tăricianu a afirmat alaltă ieri când a părăsit guvernarea că, de facto, că nu dorește ca acest guvern să continue. Și dânsul va vota o moțiune de cenzură. L-așteptăm pe domnul Tăricianu să semneze moțiunea de cenzură. L-așteptăm pe domnul Ponta să semneze moțiunea de cenzură, dacă într-adevăr înțelege. Și nu le dați nimic în viitor, în viitoarea construcție. Asta să înțelegem. Păi și credeți că Ponta și Tăricianu, Rareș Bogdan, sunt veniți cu pluta pe Dâmbovița? Oamenii ăștia au tranzacționat, au vândut și au cumpărat toată viața lor politică. Ei sunt comercianți. Da, dacă dumneavoastră vă închipuiți că Eugen Tomac din studio, Cristian Bușoi, Rareș Bogdan de la telefon și ceilalți colegi ai noștri vor sta la aceeași masă în guvern vreodată în următorii 5 ani de zile cu Gerea, cu Chitoiu, atunci rămâne Dăncilă premier. Atunci, iertați-mă, dar lucrurile arată complet diferit de la unul la altul. Nu se poate, pentru că nu poți să stai cu cei care au contribuit la situația de astăzi a României. Domnul Tăricianu este direct responsabil de actuala situație a României. Dacă domnul Tăricianu nu votează moțiunea de cenzură, nu semnează prin reprezentanții săi și nu o votează, înseamnă că este un ipocrit, este un mincinos, este un om care este un laș, este un om care de-a lungul timpului s-a ocupat doar de trădări. Bun, asta știam și înainte de povestea asta. Știam că este ipocrit și este mincinos. Partidul Național Liberal, aripa tânără, împreună cu domnul
Patriciu și cu domnul Cataramă, dacă vă amintiți, în anul 90. De atunci a trădat interesele liberalismului domnul Tăriceanu. După care la afacerea Sterling a trădat interesele, la afacerea Batec a trădat interesele și a umflat buzunarele, la afacerea Citroen a făcut la fel, la toate, la afacerea Goșdu a părăsit o moștenire de 2 milioane și jumătate a statului român pentru studenții români în favoarea statului ungar. Păi dacă dumneavoastră Raleș Bogdan, dacă ai auzit informația, deci Ponta și Tăriceanu, dacă nu primesc ceva, nu o dau jos pe Dăncilă. Asta este clar, deci să nu ne iluzionăm. Tăriceanu, Ponta o șantajează acum pe Dăncilă. Știi care este ultima informație? Viorica Dăncilă este în momentele astea la Vila Lacunu, unde este în ședință cu liderii PSD. Ponta le-a cerut liderilor PSD și Viorica Dăncilă să renunțe la candidatura pentru președinția României, să-l susțină pe Mircea Diaconu la schimb cu susținerea guvernului. Adică Dăncilă să rămână prim-ministru dacă Mircea Diaconu, omului Ponta lui Dan Voiculescu, va fi candidatul și din partea PSD. Adică Ponta și Tăriceanu negociază și cu Dăncilă și cu PSD și va negocia cu noi, și cu voi. Cu noi cu nu voi. Negociază. Cu noi nu au ce să negocieze. Păi nu cade Dăncilă fără voturile lor. Nici nu primesc de la noi nici un portofoliu. Pentru că nu poți să stai la masă și în guvern cu unii care de-a lungul timpului au atacat Germania, au atacat Statele Unite, care au participat la toate ororile acestei guvernări, care au susținut întru totul că intervenția din 10 august anul trecut a fost una corectă și absolut normală a jandarmeriei române, care au susținut torpilarea justiției, care au susținut că România trebuie să lege relații cu Eurasia și nu e atât de importantă relația cu Statele Unite. Păi noi nu, cel puțin eu și colegii mei din PNL nu uită și sunt convins că și colegii din PMP. Iar dacă, au spus domnul Tăriceanu și domnul Ponta că susțin moțiunea și nu o vor face, își vor face bagajele afară din politică. Dacă scalcă acum cuvântul și semnează certificatul de deces politic, domnule Mănăstire, pentru că dânșii au spus simplu, guvernul Dăncilă este un guvern care trebuie să plece. Înseamnă că dânșii trebuie să voteze această moțiune de cenzură, nu să condiționeze, nu să șantajeze. Pentru că dacă domnul Tăriceanu se închipuie că poate să șantajeze Partidul Național Liberal și pe președintele Claus Iohannis, se înșală. Partidul Național deci un Liberal, partid, un partid cu 6% și Ponta la umărul lui Tăriceanu. Au dat o guvernare peste cap și o țară. Mulțumesc pentru intervenție. Vă mulțumesc foarte mult și succes. Vă urmăresc deci, domnule Bușoi, până la urmă, o concluzie înainte de scurta pauză comercială, PNL este obligat să dea jos guvernul sub o formă sau alta, da? Iar da, dacă PNL face, lucrul ăsta, face toate eforturile să guverneze. V-am zis și e foarte important că și colegul, prietenul, prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a întărit cu argumente foarte, foarte bune. Nu poate fi vorba de condiții în momentul depunerii și susținerii moțiunii de cenzură. Și oricum, doar pentru formarea guvernului. Până la formarea guvernului mai sunt foarte multe lucruri de văzut, foarte multe lucruri de discutat și oricum vom fi într-o altă situație. Păi au spus că sunt în opoziție, dacă n-ar vota înseamnă scurtă că... Scurtă pauză comercială. Păi ei când sunt în opoziție, când sunt la putere. Ponta are în continuare oameni în guvernul Dăncilă. Scurtă pauză și revenim. De pe... Precampania prezidențială, în câteva săptămâni, practic, trebuie depuse listele pentru candidații la președinția României, criză guvernamentală, alegeri prezidențiale cu miză extrem de mare, vor fi 4 luni de zile extrem de tensionate politic în România, cu o situație economică despre care de 2 săptămâni nu vorbim aproape deloc. O concluzie, domnilor Tomac, Bușoi, Sabin Orcan, o concluzie. Da. Toamna aceasta va fi foarte fierbinte, se vor întâmpla 2 lucruri extraordinare. Primul, va pleca Dăncilă de la Palatul Victoria și asta este o chestie bună pentru țară, bună pentru români. PSD trebuie să intre în opoziție. A doua veste bună pentru România și pentru români este că invitatul dumneavoastră de mai târziu, Teodor Paleologu, intră în turul 2. Este convingerea noastră, luptăm pentru asta, suntem pregătiți și veți vedea o surpriză plăcută. Cred că este ceea ce contează pentru Cristian această Bușoi, tamă. Ludovic Orban a declarat acum câteva minute la un post de televiziune că și-ar asuma funcția de prim-ministru, ca să lămurim și discuție legate sigur, de... Sigur, și Partidul Național Liberal își asumă o guvernare, dacă va fi cazul, momentul, ca Partidul Național Liberal să formeze un guvern în jurul Partidului Național Liberal. Nu n-am fugit niciodată de responsabilitate, avem soluții, avem oameni potriviți. E foarte important
că iată ne apropiem de finalul unei guvernări proaste pentru România, după un vot nemeritat de mare în 2016, după ce a mințit pe români, după ce a păcălit pe români, după ce nu au făcut aproape nimic din promisiunile cu care au câștigat voturile nemeritate, ne aflăm în fața unui finish al acestei guvernări și un nou început pentru România. Ultimele secunde le dedicăm jurnalismului de calitate. Prima pagină din Newsweek, mafia italiană bate palma cu statul român. Este investigația lui Sorin Ozon și Cătălin Pisăcariu de la Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație. Încă se face presă de calitate. Felicitări, Sabin Orcan. Mulțumim. Teodor Paleologu, candidatul PMP la președinția României, în câteva minute aici la Dosar de Politician.